Oltenii vor fi din nou centrul restului lumii. Primăria Slatina a anunțat că în perioada 24-26 septembrie, îndrăgitul festival de umor va fi organizat în condiții de pandemie. Cu toate acestea, municipalitatea invită pe slătineni la 3 zile de distracție și voie bună. Ne aflăm la cea de-a 26-a ediție a festivalului Oltenii și restul lumii, care va începe de vineri 24 septembrie până duminică 26 septembrie. Încă un festival organizat în regim de pandemie, cu anumite restricții, din păcate, dar ne bucurăm că putem să-l organizăm și sperăm să-l putem organiza până săptămâna viitoare, să nu întâmpinăm probleme. Singura noutate din acest an va fi aceea că Vama Oltenilor nu va mai fi organizată la podul Olt, ci va avea loc la intrarea în Parcul Tineretului. Ca și detalii despre acest festival, vă pot spune că Vama, ca și noutate mai bine zis, Vama Oltenească se va face la intrarea în festival, nu o vom mai face la podul Olt, pentru că sunt lucrări de infrastructură la trotuare și este foarte incomod. Potrivit organizatorilor festivalului, în cadrul acestei ediții vor fi cuprinse activități culturale, concursuri de bancuri, dueluri de satiră și momente de umor.